Salutare! La microfon Andi Moisescu, ascultați Betetox, podcastul Băncii Transilvania, în direct de la TIF. Suntem în Piața Unirii din Cluj-Napoca și când zic suntem, e clar că nu sunt singur, îl am alături de mine pe Mihai Kirilov. E director artistic al Festivalului Internațional de Film Transilvania încă de la prima ediție, din 2002. Ca și când n-ar fi fost suficient în prezent, e și director artistic al Festivalului Filmului Românesc Making Waves din New York, organizat de Romanian Film Initiative. A realizat sezoane de film românesc în străinătate și a coorganizat retrospectiva integrală a operei lui Lucian Pintilie la MoMA în 2012. A fost redactor șef al publicației Aperitiv în engleză, dedicată actualității filmului românesc și produsă de Institutul, Institutul Cultural Român. Este coautorul volumului Lars von Trier, Filmele, Femeile, Fantomele, alături de criticul de film Alex Leo Șerban, și a contribuit la volumul colectiv, de la Tovarășul Ceaușescu la Domnul Lăzărescu. apărut în 2011 la editura Polirom. A făcut parte din jurul unor festivaluri de film internaționale de prestigiu. Și, după toate astea, era practic imposibil să-mi scape. Deci, bine ai venit la Betetox, Mihai Kirilov. Salut! Sigur! Bun. Cred ai că mai făcut multe altele pe lângă ce Multe am zis altele eu. și am făcut multe altele și pe când eram așa sub aceeași umbrelă de media să-i zic Așa. revista Pro Cinema practic este prima revista la care am lucrat eu vreodată prima uh, revistă dedicată filmului în anii 90, un proiect foarte mișto și de. cu ăla am, am debutat pe când, repet, eram uh... când te-ai te hotărât să să trădezi pur și simplu. Deci, țara a fost vădovită de un inginer electronist care putea să Vai, facă da, revoluție. De asta merg lucrurile atât de rău în România. <laughs> că am abandonat eu electronica <laughs> și telecomunicațiile da. și m-am dedicat filmului. Dar uite, de asta merge așa de bine filmul românesc, de da, la corect, Cânci, așa sigur, mai departe. Sigur, sigur, Dar sunt curios de ce. Cum de-ai ajuns tu la Politehnică și nu te-ai dus direct pe un filon pe care era evident că aici era. Era da, evident tăi. că aici era toată la și mie mi era cumva clar. Problema e că fac parte din, uh, poate mai mult sau mai puțin ca, uh, ca tine, din generația aia foarte. Uh, Bizaroidă care a terminat liceul odată cu venirea Revoluției. Practic sunt un produs al... fix din aceeași generație. Exact. Deci, generația 70 de creței, cam de pe acolo venim. Și asta însemna că... Să, zici, să zici la Tulcea, aș vrea să fac film, cred că era pe genul... Ce are, mă, copilul nostru? Eu... eu zic. Da, dar să știi, când eram la Tulcea, în general, în... Liceu vedeam tot ce mișca, bine, nu mișca prea mult pe vremea aia, dar tot ce era, film indian, film american mai puțin, mă rog, filmele alea străine, coreene, tot, la grămadă, plus alea românești, tot, cu propagandă, cu filmele cu inginerii plecați de la oraș la țară, Bă, cu iarba verde de acasă. Nu ți se pare că, vedeam le, vedem tot. Astăzi, că le vedem astăzi cu, cu totul alți ochi? Mă, e și e normal să le vezi cu cu alți ochi. E drept că nu m-am mai uitat la ele de foarte, mult, de foarte mult timp. Sunt unele filme pe care le mai revizitez, tocmai pentru că la TIF avem obiceiul ăsta bun, zic eu, de a aduce, de a premia în fiecare an mari actori, practic actorii cu care am crescut eu, de la Iorda, Irina da, Petrescu, frumos. Gheorghe Dinică, sunt generația de aur cu care am crescut noi, copii, adolescenți fiind și. Cred că ăsta este lucrul care îmi dă cele mai mari satisfacții, pentru că. Am avut ocazia, de-a lungul a 19 ediții de TIF, să îi întâlnesc în carne și oase și să-i cunosc, să ai parte de un mic moment uh, uh, privat, de o poveste, de căldura lor, de chestia pe care și-o dorește orice, orice om care are un idol, știi? Și uh, de fiecare dată când premiem un actor mare, practic arătăm un film de la începuturile uh, carierei da, lor, da, da, da. lucru care coincide cu un film pe care l-am văzut la vremea respectivă, de care îl revăd cu ochii de acum. Cum s-a întâmplat cu Tamara Buciuceanu, cu Cuibu de Vies, care e un film absolut, adică, na, poate, probabil că și peste 100 de ani o, să, o să l văd cu aceeași ochi și o să râd la fel, la aceleași replici și așa mai departe. Unele filme îmbătrânesc, altele nu îmbătrânesc, unele se țin, la altele te uiți cu nostalgie, la altele în continuare cu surprindere că încă mai sunt actuale și îți mai pot spune ceva, dar da, cam asta e m povestea cu, uh, cu filmul. Cu, cu atracția cu pentru cinema. Cu atracția pentru cinema și uh, uh, asta s-a întâmplat. Adică în anii, nou, în anii 80 ca toată lumea, în școală nu erai foarte ghidat, adică dacă erai bun la o materie, sistemul nu venea să spună, ok, asta e calea pe care mergi. Eu eram, suferam de sindromul coroniței, deci trebuia să fiu genial la toate, că olimpiade, to matematică, că toată fizică, generația chinie, română. Superare. Da, e că era presiunea idiotă din partea părinților mă rog, nu zic că idiotă, că la urma urmei mi-a prins foarte bine. Regret că generațiile de astăzi nu mai au... Uh, Privilegiu și luxul ăsta, știi de a ști ce înseamnă să înveți la toate materiile astea. Cirea, ai fost și la olimpiade? Conști... O matematică, fizică, română, biologie, chimie, tot. Tot. O, deci să nu crezi că mi ar fi ajutat a... la ceva lucrul ăsta. Același dar... traume. Și eu am a... fost exact păi, la toate materiile fel, pe care le Da, aceleași traume, dar știi cum e. Mă rog, eu zic traume e? între ghilimele acum, da. Da. Retrospectiv de vorbind, sunt chiar dacă nu mai știu nimic de chimie, deși eram am luat premiul 3 pâine. Exact. Da biologie, voiam să mă fac medic, mi-a trecut repede. În fiecare an mergeam la câte o disciplină din asta care corespundea cu viitorul meu, ce voia, ce credeam eu pe la 12 ani că vreau să fiu, la 14 ani vreau să fiu altceva cum era în comunism, adică visam, visam lucruri uh, și în momentul în care a venit Revoluția, normal că atunci, pac, libertate, pac, în mod normal m-am mutat la București, am descoperit cinemateca, numai că dusem deja la electronică, pentru că eram foarte bun la matematică și fizică, am intrat și am făcut o facultate care nu m-a interesat, dar care mi-a... Uh, uh, ce Ce că sunt uh, chiar curios. Ceva a făcut spun? bine. Ceva a făcut bine pentru că venirea asta la București a însemnat descoperirea cinematecii și intrarea în tot circuitul ăla de filme, e toată nebunia anilor de tranziție din București în care am înmagazinat atât de multă informație haotic, cam cum se întâmplau lucrurile în anii 90. Vedeam tot ce se întâmplă, mergeam la teatru, la film, deci consumam în demență, nu știam la ce să mi folosească, dar practic era ca și cum descoperisem că aia îmi place, aia vreau să fac, habar n-aveam în 90, 91, 92 că o să ajung să fac ceea ce fac astăzi. Era pur și simplu, eram foarte fericit că, ok, fac o facultate, era foarte inerțial, că gândirea aia postcomunistă inerțială, că, ok, sunt la materiile alea și hai să le fac. Dar e clar că mi-a fost clar după 2 ani de facultate și de teorie, unde din noi eram foarte bun în momentul în care am trecut la practică, mi-a fost clar că nu voi repara ever televizoare, că nu voi ști niciodată să schimb o siguranță pe modul vechi, că nu voi fi niciodată la fel ca colegii mei de generație care deja aprinseser mirajul Silicon Valley Occidentului, Canada, software, hardware este, și toți da, programatori, da. toți au plecat. Toți colegii mei din Facultatea de Electronică, nu mai e niciunul în România, toți au plecat. Și eu am ținut în mână documentele alea de emigrare în Canada, unde aș fi mers cap pe pâine. Problema e că eram super prost la practică. Deci mi-am dat seama după 2 ani de facultate că asta nu este pentru mine și a fost un exercițiu de ambiție iarăși, prostească, nu știu, am vrut să-l duc la bun sfârșit. La Era chestia aia, să ai o diplomă. Să ai o diplomă. Ba Am făcut și masterul, dar de deci ce am făcut? Ca să scap de armată, nu de altceva. <laughs> În e o poveste care îmi sună foarte cunoscută, pentru că am trecut fix până aceleași întâmplări, aceleași emoții, aceleași gânduri. Na, n avei cum să scapi. Și, până la urmă, dacă vrei cu toții, facem. Mai devreme sau mai târziu, oricum ajungem să facem ceea ce, de fapt, ne doream de la bun început. Eu nu cred. cred. Nu crezi? Nu cred. Adică, văd multă lume care, în continuare, este și din generația mea. Da? care este în continuare captivă unor, unor, unor prejudecăți care țin de familie, de societate și așa mai departe. Oameni care sunt blocați în niște meserii care sunt bănoase, la care se pricep, dar în care rutina se instalează mult mai repede. Știu că ar vrea să facă altceva, numai că e prea târziu să o mai ia de la început. Eu am avut norocul să o iau de la început, la o vârstă la care... Încă poți să iei de la început. Adică Cred a în venit la fix, din punctul ăsta, pentru noi, momentul ăsta, 89. Era da, adică o suntem bună. o generație pierdută, dar și regăsită, cam prost. Știi, ne-am pierdut, dar ne-am regăsit foarte repede. Cam așa e, da, da, da. Îți mai amintești când ai primit prima oară mesaj de la Tudor să faci stifu? Da, normal că mi-aduc aminte. A fost în septembrie 2001. Uh, știu că eram la festivalul de la Veneția Nu existau telefoane mobile Sau, mă rog, existau cărămizile alea Dar uh, eram la pro și Sârbu încă nu considerase de cuvință Să-mi dea un, un telefon mobil Că eram doar un simplu redactor <fie> Și, uh, uh, în fine um, Am primit un mesaj de la Tudor pe un robot telefonic, analog. Mă, da? mi-era frică să nu zici pager acum. Nu, deci nu, mă rog, eu povestea nu, o știu. Nu, nu. Pagerele -am... sunt mai, sunt și mai vechi. Sunt și mai vechi. Uh, nu știam pe Tudor personal la vremea respectivă. Ne știam, am aflat ulterior așa, prin ceea ce făceam. Îi în filmele pe la festivalul de la Costinești, scurmetragele pe care le făceam în perioada Era și el foarte tânăr. Uh, el mă citea și eu scrisesem la uh, Procinema. Ținută că făcusem chiar un reportaj de filmare cu Tudor în timp ce lucra la prea târziu a lui Pintilie, unde fusese asistent de regie și ăla a fost practic primul moment în care ne-am ciocnit cumva uh -huh. și ne-am întâlnit, ne-am salutat, ne-am strâns mâna, deci asta s-a întâmplat prin 97 când am publicat materialul ăsta în, în ProCinema. După care, da, probabil că m-a citit, scriam în diverse publicații Ba, Observator Cultural, ba, Dilema, ba, Cosmopolitan, ba Cum se făcea presa în anii aia. Presa nu era extraordinar de bine plătită Și dacă erai bun la scris despre filme Trebuia să scrii în șapte mii de reviste Ca totuși să ai un... Să iasă de două semni Să iasă de un salariu să, Da, să iasă de un salariu jumate Ok Și m-a sunat spunând, mi Uite, vreau să ne întâlnim Am o, o idee, am zis

ce vrea și asta să mai scriu la încă o revistă, nu cred că mai pot. Aștept te în fine, da, da normal. <laughs> habar n-aveam, dar vorbim de anii 90 în care în România, da, erau foarte puține festivaluri de filme, aduc aminte, era Da care era, sigur, sigur, mă rog, sigur. Avea, avea o întreagă mitologie și toată implicarea lui Chișu, care era așa, lui Dan Chișu, care era un personaj mitic și făcea și noaptea devoratorilor, adică a fost practic primul vizionar al ideii de festival de film în, în România. M-am întâlnit cu Tudor la Cârciuma de tristă amintire de functa cum Everest din piața romană. Am băut A, ce acolo o cafea da, și uh, mi-a povestit și zic, mamă ce mișto, Tudor știa că merg la foarte multe festivaluri, practic eu din 97 am început să merg cu Alex Leo Șerban la Cannes, clermont ferrand intrasem într-o festivalită din asta dementă ajunsesem să facem și 25 de festivaluri de film pe an e, a fost o perioadă foarte mișto așa și Tudor mi-a mărturisul de eu. zic băi, văd că mergi în foarte multe festivaluri ești omul potrivit pentru că vreau să fac un festival în România, festival internațional, uh, cu film astea pe care le vezi tu și despre care scrii, nu ți-ar plăcea să um, faci cumva, nu doar să scrii despre filme pe care oamenii n-au ocazia să le vadă, dar să, să le și aducem să le vadă toți oamenii ăștia, ca să nu scrie așa cumva, să jos singur la perete să scrii despre niște filme pe care nimeni nu le vede și am zis, ba da, mi se pare genial și de fapt pe undeva mi se pare uh, cumva menirea unui uh, un adevărat a unui critic, nu doar să scrie despre lucruri pe care nimeni nu are cum să le vadă pentru că n ai nicio satisfacție, ci să faci în așa fel încât ca filmele alea să ajungă, ca să existe apoi un dialog între tine și oamenii care... Pentru mine a fost, mă rog, eu fiind și foarte sociabil, nu-mi place să stau acasă, nu sunt șoarece de bibliotecă care să stea în computer, în arhive, să scrie pentru da. el și pentru cinci speriați. Deci ideea cu festivalul a fost genială pentru că... Uh, îmi facilita, cum să spun, dialogul ăsta a descoperi filme și de a vorbi nu doar cu Leo, cu Magda Mihailescu, cu oamenii care Mai mergeam în festivaluri cel Exact, da, și el a fost momentul știu că ne-am despărțit atunci am stat așa un pic pe gândul, zic, bă, zic, oare se întâmplă știi, era perioada aia de anii 90 în care toate proiectele era mitologia asta proiectelor care se nasc peste noapte, se dă un tun și peste trei luni mor și zic, da, oare da, da. se întâmplă oare nu se întâmplă, în fine și mă rog, apoi m-am interesat eu așa un pic cei cu Tudor, văzut că făcea Atomic, știu că mă uitam la Atomic, la clipuri, apoi am început să ne vedem peste câteva luni, am avut chiar un birou, mă rog, atmosfera aia boemă nu va fi egalată niciodată, nu am devenit, Tifon a devenit o, co o, corporație, 19 ani mai târziu, dar mai aproape de corporație decât de atmosfera aia boemă, intimistă, de familie, pe care o presupune o echipă foarte mică, au fost ani cei mai mișto și lunile cele mai mișto pe care le-am, că într-adevăr, am fost cumva așa pionieri eram pe un teren complet necunoscut, nu eram sigur că facem bine, nu facem cumva, totul s-a rostogolit din septembrie până în februarie, când am plecat cu toții, mă rog, o echipă foarte mică la Berlin să ne trâmbițăm și noi, că suntem și noi niște pârliți din România care vor să facă un festival. E drept că am avut un sprijin de la niște oameni din regiune, niște directori de festival din zona asta de, din Bulgaria, din Varșovia, care era un pic mai în fața noastră cu și încep, Pusere deja festivalurile, ne-au învățat foarte multe, am început și eu să învăț foarte... Cu toții am învățat foarte mult pe repede înainte. Țin minte și chiar și că la... În momentul în care m-am despărțit de Tudor, atunci la Crâșmaia, la Everest, în piața romană, mi-a zis unde te las cu mașina, zic, pai păi mă întorc la Cosmopolitan, la redacție și m-a lăsat în fața la Cosmopolitan, am ieșit din mașină, am dat cu piciorul într-un stâlp, am aici o cicatrice și asta e cumva e semnul de naștere al tifului. Spare pare foarte mișto, știi, așa, când dai pe tine când devii cumva un soi de Semne jurnal, pe care -o niciodată, da, da, da. niște cicatrici pe post de jurnal al momentelor importante, sau mă rog, care înseamnă ceva în viața ta, știi? Deci tiful are o sigur, sigur. reprezentare foarte epidermică. Crezi că se gândea vreunul din voi atunci că o să ajungă tiful să nu. aibă ediția de 20 de ani? Nu, dar nu se gândea nimeni Mare că puțin o să aibă ediția poate să a doua. Nu, nu se gândea nimeni că o să poată avea ediția a doua. Repet, noi am pornit atunci cu un elan din ăsta justificat. Eram tineri și neliniștiți, care se domolea așa pe măsură ce, cu cât eram mai extatici, cu atât descurajările din toate direcțiile erau mai, erau mai zdrobitoare. Până în să momentul... înceapă? Până să înceapă, da, pentru că noi ziceam, mamă, facem un festival, mamă, uite ce filme mișto o să aduce, mamă, toată lumea vrea să vadă filme, mamă, ne să-l facem cum trebuie, după care statul român, minister, drac, lac, nu suntem interesați. E o prostie, nu vă susținem. Sponsori privați. Am avut noroc de vreo 3-4 sponsori importanți, la fel de nebuni ca și ca noi, și bui, încât da, să da. creadă că lucrul ăsta se va întâmpla. Și nu condam pe nimeni, pentru că e drept că la prima ediție, în contextul. Vorbim de 2001, anul în care am avut ideea de a face un festival, într-un context în care numărul de cinematografe în România scăzuse vertiginos, practic ajunsese undeva de pe la 1400 de săl de cinema, imediat după Revoluție, la 60 de săl de cinema în toată România. Da, da, da. Deci era un dezastru. Abia se născuseră câteva moluri, dar, mă rog, destul de... Era un mol în București la vremea respectivă. Filmul românesc era cu trei Pănic picioare era. în groapă da. în anul 2000, deci toată lumea ne spunea nu știu de ce vreți să faceți un festival, că nimeni nu mai merge la cinema, filme românești nu se mai fac. Să faci un festival în România fără să ai producție românească e cam penibil. Și am zis, bă, cineva trebuie să înceapă, că am povestea cu ou și găină. Am zis, hai să facem noi festivalul și vedem ce se întâmplă. Știu că la primul festival am avut patru filme românești, inclusiv Marfa și Banii, care era cumva, reportat din 2001, practic. Primul film care se făcuse după 2000, când nu existase da, 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 da. niciun film românesc. Și da, intrasem cumva, adică lunile, mi-aduc aminte, aprilie și începutul lui, lui mai au fost două luni foarte descurajante, pentru că speram, adică nici măcar nu aveam un loc de cazare în Cluj, nu știu cum să spun, adică, dar eram cumva pe ultima asta de metri și am zis, băi, noi venim și există un tăpșan undeva pe malul Someșului și noi ne campăm acolo, facem camping cu cortul și de acolo vom face festival, adică a existat o inconștiență atât de nebună încât eram în stare să facem lucrurile astea. E drept că pe ultima asta de metri am avut implicarea Supra realistă, dar cum nu se poate mai benefică a primarului la vremea respectivă din Cluj, oricare ar fi fost păcatele lui, îi vom fi recunoscători până la sfârșitul sfârșitului, vorba de Gheorghe atunci. Funar, da, Bine. care avea păcatele lui cu tricoloare și mai știu eu ce aberații de care toată lumea făcea mișto, dar dacă este cineva care a avut cumva un, un simț al anticipației că lucrul ăsta poate să devină ceva, a fost funar. Știu că foarte multă lume o să ascultă și o să privească cu scepticism lucrul ăsta, dar asta este realitatea. Funar chiar a venit la prima ediție, undeva pe ultima asta de metri a scos din Joben niște camere, deci n am mai dormit în parc, am dormit în niște camere de hotel, a scos niște bani de premii, a găsit și niște statuete cam de la brate, așa, prin primărie, drept care și Jason Priestley și toți câștigătorii de la prima ediție, inclusiv Mungiu, au acasă câte o statuie. Nu știu, aș fi vrut să am și o statuie, mi se pare că e cel mai tare trofeu pe care l-a dat Ifeițer Plus cheia orașului, adică toate acele reminiscențe. Da, mai era, era un eveniment, clar, și Acele premiștii cu acea însemnătate, cumva, care ținea de un soi de preistorie. Brev, cam asta au fost începuturile și. Na, am terminat destul de. Am terminat de, sigur, urale, cronici foarte bune, lume extatică. Niciun incident public de la prima ediție. Chiar acum, la deschiderea de anul ăsta, am montat, am arătat un film, un clip din ăsta, cu momente puține. Că nu filmam atât de mult la prima ediție, nu aveam așa tehnologie hardcore da. la prima ediție și. Mă rog, Tudor a fost foarte pervers pentru că, de regulă, toate materialele pe care le facem in-house, cumva clipuri, nu știu ce, le trecem prin bord și fiecare are câte un input. Păsta l-a făcut în tăcere, cumva, singur, ca să ne surprindă pe toți. Deci, a cerut materiale și am văzut niște imagini de la prima ediție de care am uitat că există, dar, cumva, spiritul ăla de nebunie, de inconștiență și de entuziasm răzbate din imaginile alea, știi. Și, la final, într-adevăr, speram că lucrul ăsta va avea o continuitate în toată euforia aia, dar apoi două, trei luni mai târziu, nu prea știam ce să credem, știi? Pentru dacă că se mai face și a dacă doua ediție. se mai face și a doua ediție, cel puțin la fel de, la fel de bine ca prima. Numai că s-a întâmplat. Din nou fără sprijin de la stat. Din nou cu niște sponsori. Din nou cu niște lucruri pe ultima stea de metri. Din nou voluntarii. Ma, practic majoritatea echipei a lucrat din nou voluntar. Noi ne-am fost plătiți la prima bine, ediție, asta. să ne înțelegem. Asta da? Asta mi se pare un lucru minunat, să mă scuz că te întrerup faptul că niște oameni, la un moment dat, și au chiar concediu, 10 zile, ca să facă voluntariat la un festival. De Lucru fire. care se întâmplă în da, continuare, da. Adică se pare... Mie mi se pare exemplul șoferilor de la TIF, uh, într-un festival, sigur, sunt, toate departamentele sunt cruciale. Dacă nu ai un departament de transport uns, da. uh, nu ai nimic. Pentru că da, festivalul e o întrepriză dinamică Oamenii trebuie să circule dintr-o parte într-alta Festivalul presupune suprapuneri Suprapuneri de evenimente Trebuie să te duci să prinzi de la unul la altul Și avem o echipă de șoferi Beton și de oameni foarte diferiți Dar care sunt? Arhitecți Restauratori, le știu viețile tuturor Sunt oameni care lucrează relativ De mai bine de 15 ani Incredibil. De când am început și noi să avem mașina așa mai de fiță Da, 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 da. păi și bine și au... partenerul de mobilitate E tot de 15 ani, dacă nu mă înșel la da. asta chiar face 15 ani mercedes da. În povestea asta. Da. Da, băi, e mare, e mare lucru, tot ce se întâmplă aici e mare lucru. Tu poate că ești un pic mai ferit de zona asta de logistică, pentru că ești mai prins în partea să zic așa, culturală, da? Tu ești... De, de partea artistică, mă, da. teoretic, da. Adică eu nu sunt omul de bani care se ducă la negocieri, nici nu sunt un bun nego negociator. Ești la pe fost... care îl jură care n-a cu filmul la festival cam așa ceva, da. Asta ceea ce e ok, îmi place chestia asta, dar e drept că uneori, așa cum și Tudor mai să mai implică în partea artistică, mai aduc și eu uneori câte un sponsor, că na, mai facem toți câte puțin din toate și e foarte important că de asta festivalul, să spun, are o imagine foarte coerentă pentru că nu e că fiecare dintre noi are o zonă foarte clară arondată și nu știe și nu intră unul pe capul stea, ce face ce la mine. Da. Cam cu toții știm, de fapt, cum Sef și Tudor și băieții de la uh, departamentele tehnice cam știu ce presupune arhitectura asta artistică, precum și cei care fac artistică Raya Practic, artisticarea aia nu poate să funcționeze fără șurubăraie. Nu știu cum Sigur. să spun. Da, deci da, cam da, toți de trebuie să știm ce se întâmplă. Sigur, nu o să mă pun eu să strâng un șurub, că ți-am zis cum e cu... Elect sau să lipesc vreun circuit, că ți-am zis cum e cu electronica, nu mă pricep. E bun la teorie. Da la, da, la teorie sunt bun. Dar lucrurile cam așa funcționează. Cam, cu toții avem o idee foarte clară despre despre ce se întâmplă, pentru că, na, în festival, chiar ieri cineva mă întreba o chestie care nu are absolut nicio legătură. Adică eu mă aștept să calmează, să mă oprească pe stradă, să-mi spună, wow, am văzut filmul ăla, dar ce film rulează acolo, dar la ce să mă duc? Dar mai sunt alții care te întreabă lucruri care n-au nicio legătură cu, cu zona asta. Cu zona, cu zona ta, mă rog, întorcându-mă la uh, povestea cu Funar, a fost genial, e o glumă internă, toți colegii mei fac mișto de mine, pentru că într-un an am primit uh, cu dedicație o carte, una dintre cărțile lui Funar, la deschidere, și pe prima pagină scria lui Mihai Kirilov, directorul economic de la TIF. <laughs> Deci am zis, asta este... Eu am notat ca pe un compliment, deși, repet, și pe la finanțe stau o, prost în zona de expertiză. Da, adică e cumva, da, e un semn că facem cam toți de toate și de asta lucrurile par și sunt, știi, A, simți foarte... că ești capabil. Foarte sudate, știi, într-o echipă din asta și într-o antrepriză atât de mare și explodată în toate direcțiile. Ești luat la întrebări legat de selecția filmelor? Evident că sunt luat la întrebări E foarte mișto pentru că Și asta iarăși, e gluma mea favorită de fiecare an Pentru că Știi cum e uh, Sunt luat la întrebări de fiecare dată Când nu selecționez un film Vorbim aici de cele mai multe ori De la uh, Locală Da, Îi înțeleg pe oameni E greu să faci un film E greu să-ți aduci viziunea Finalmente pe ecran știu că sunt orgolii, dacă un artist nu are orgolii, atunci cine n-aiba să aibă orgolii, știu că lucrează luni, ani de zile și se întâmplă, asta este, ca un film, să intre în festival, altul să nu intre. Pe mine nu prea mă interesează câte efort depun oamenii în, în, a face un film, pentru că e meseria lor, au ales să o facă, nu i-am obligat eu. Dar se întâmplă ca un film să nu intre în festival. E, ăla e un moment în care omul, nu mai, ba nu mai vorbește cu tine, Ba te ceartă, ba îți reproșează, ba mai scrie și vreo trei peltele în presă că filmul lui a fost selecționat la alte festivaluri, dar nu a fost considerat demn de afilativ pentru că directorul artistic a făcut și adres și mai știu eu ce. Mă rog. La chestiile astea când eram mai tânăr Mă, mă inflamă Le luai personală? Pare... Da, normal, n-ai cum să nu le -ai personal Mai ales că unele veneau cu niște acuze din astea Complet pe după gard Acum, aceiași oameni care peste 3 ani Să zic că au avut filmul selecțional atif mama nu mai ziceau nimic Era, știi cum e veneau și, da, și nici nu te cunoșteau. Adică era o chestie pe care o meritau. Adică e... Da, îți spun și se întâmplă și acum. Nu iau un scurmetraj, telefon. dar totuși de ce n-am luat scurmetrajul ăla? Zic, păi zic, dar tu l-ai sunat pe unul în străinătate unde ai trimis tu festivalul. La 50 de festivaluri l-ai trimis. La, ai sunat tu vreodată, nu știu, ți se pare că este o chestie, zic ok, mă rog, viața ne face să ne întâlnim la o bere, la o de asta. Eu vorbesc cu toată lumea, ei sunt de fiată surprinși că eu mi aduc aminte și pot să le spun punct cu punct de ce nu le-am luat filmul, pentru că 1, 2, 3, 9, 10 și toți rămân, a, da, da, ai dreptate, da, nu m-am gândit, da, așa este. Dar știi, chestia asta de al muștrului pe uh, un om pentru că, în opinia ta, nu ți-a făcut dreptate, da? Dar, pe de altă parte, de a nu ști să spui un minim mulțumesc, sigur, eu am învățat la fel în aproape 20 de ani de tif, să nu mai aștept vreun semn de o recunoștință. La urma urmei nu mă interesează, pentru că fac lucrurile astea complet, complet dezinteresate. Dar e o chestie care ține de o anumită rigoare umană, de, a, de o anumită... de un anumit common sense, știi? Da. Și aș fi ok cu asta. Bă, nu vreau mulțumirile tale. Că, la urma urmei, a fost bun și îl meriți. Adică da. îți meriți locul acolo. Bă, dar nu vreau nici partea cealaltă. Deci hai să fim consecvenți. Adică nu lua... Hai să avem reacții, reacții balans, balansate. Mă rog, repet, asta e o relație a raportului ăsta de filme, selecție și... Apoi, sunt, apoi e publicul. De mine, pe mine, de fapt, asta mă interesează. Nu vreau să nu te cine sunt convins că există de partea cealaltă oameni care te oprești și zic, bă, ce mișto filme. Ai da, aia. sau care mă oprești și îmi spun, mamă, m-am plictisit de moarte, ce caută filmul ăla în festival. La fel, lucrul ăsta se întâmpla la început când oamenii, știi cum e, oamenii, pe vremuri, da, pe la începuturile festivalului, aveau ideea asta că ei merg la cinema ca la piață, da? Sau ca la un restaurant unde comandă ceva care o ciorbă, care poate să fie bună sau proastă, care poate să aibă cât sare sau carne cât trebuie sau să nu aibă da. grăsime cât trebuie. Și apoi să duce la bucătar și îi spune, ciorba ta a fost de rahat. Da? Sau, mamă, ce mișto, trimi zi, felicitări bucătarului. E, cam așa se gândeau și ei cu... Mergeau la un film și era chestia asta, că era gândirea asta, știi că eu nu merg la festival, eu merg la un film și filmul ăla uh, ori e bun, ori e prost. Și cumva asta mi se pare meritul tifului, că Sigur, noi n-am făcut educație manifestă să-i spui omului că dacă tu nu gândești așa e prost sau dacă tu gândești așa e bine. Nu. Am făcut o educație subliminală cumva, dacă vrei. Și mi se pare foarte mișto că în aproape 20 de ani de tip oamenii au învățat că ideea asta de a te duce la un film și a ieși de acolo spunând că filmul ăla e bun sau prost este o chestie de mentalitate de piață. Și nimeni nu mai are... Adică ăsta este genul de verdict pe care în artă te descalifică. Tu te duci în, la un film, într-un festival, care fiind face parte dintr-o secțiune sau dintr-un tablou mai mare. Tu, la un festival, te duci să vezi nu un film sau două, tu ești tifar, te duci să vezi 20-30 de filme. Oamenii, majoritatea oamenilor care vin la de atâta, atâta timp, nu mai au gândirea asta că s-au la un film și, băi, mi-a plăcut. Nu, nu ți-a plăcut că e o roșie coaptă. Băie, e mișto filmul ăla pentru că mi-a adus aminte de aia, n-am înțeles chestia aia, mi s-a părut că a fost lung, dar eu știu de ce este pus acolo, pentru că umple o chestie care, adică deci, au început să aibă o gândire, cuvântul ăsta e favorit, sistemică, da? Să gândească, pentru că o selecție presupune o sistematizare, da, sigur. Cam totul sigur, presupune sigur. o sistematizare și să gândesc că fiecare lucru, de fapt, este un șurubel într-un angrenaj. Oamenii au început să fie mai atenți la angrenaj. Să duc la filmele din competiție, na, filme destinate regizorilor foarte tineri, și nu se gândesc că, băi, mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut, dar se gândesc, bă, ăsta e un om la început de drum. Bă, pe ce merge? Pe poveste? Pe suspans? Pe formă? Pe risc, pe provocare și cumva încep să se gândească de ce filmul ăla își are locul acolo, pentru că pe mine asta mă interesează. Când fac o selecție, cumva să arăt publicului că mm -hmm. se poate face cinema sau un anumit Mic tip de film, în mai multe feluri, în care îți poți ruga riscuri sau în care poți juca safe, în care poți provoca sau în care poți uh, să fii uh, foarte. să nu apeși pe nicio pedală din asta controversată, da. da. Să mizezi totul pe poveste sau să vii cu artificii stilistice și așa mai departe. Sunt feluri sau să încerci să înghesui totul în toată povestea asta. Știi, pe ideea că, bă. Nimic nu este perfect, dar filmul ăla sau eu vreau să excelez într-o anumită zonă. Și mă bucur că oamenii au început să vadă lucrurile în felul ăsta, știi? Adică nu mai am... mai iritat pe chestia asta la început, știi? Și deși îmi plac steluțele și cotațiile și întotdeauna când deschizi într-un festival un ghid, te uiți, trei stele, 4 stele, cât are... Eu unghit și ăla, da? Mm -hmm. Pentru că și eu, la urma urmei, critic fiind... Sigur că trebuie să dai un verdict și să spui, da, dacă filmul ăla e ameritat timpul, că despre asta e vorba. Sigur. Viața e scurtă. Să dai două ore din viața ta în întuneric unei săl de cinema, cu niște oameni pe care nu-i nu cunoști, bă, e, e un exercițiu, cum să spun, foarte. Uh, um, foarte pragmatic, știi? Tu puteai să-ți petrece alea două ore altfel, știi? Deci tu trebuie să rămâi cu ceva în alea două ore. Să ai senzația, bă, m-au iritat de moarte. Bă, dar mi-au creat un sentiment uh, da. valabil. Adică, cel mai nasol la un film, adică pentru mine cea mai nasoală chestie e când cineva vine și îmi spune, băi, m-a lăsat rece. Sau am plictisit de moarte. Adică astea sunt cele mai nasale lucruri. Da, știi? e timpul pierdut. Da. Aia care vin și spun, băi, m-a iritat, bă, nu știu, mi-a venit să îți sparg capul pentru că ai pus filmul ăsta în, în festival, pentru că m-a, m m-a, zăpăcit, m-a zguduit, m-a iritat, m-a nu știu ce. E bine atunci. Bă, da, e, da, aia e bine, știi? E bine, da, Dar da, aia da, mi da, se da. pare, Aia mi se pare de bine. Sunt curios cum faci tu, că bănesc că vezi toate filmele pe care ți le propun, nu oamenii pe care le înscriu. Cu... Nu știu, câ -câte, Andy, câte, nu mai e... câte minute, care e limita pe care o dai unui film până când <coughs> iei o decizie? Uh, unu, nu mai am cum să mai văd toate filmele din festival. Lucrul ăsta se întâmpla în primii 10 ani de festival când aveam, eram o echipă mică, înscrieri mai puține, săl de cinema mai puține. Practic, anii ăștia au venit la pachet cu o augmentare corespunzătoare uh -huh. de filme, de echipă, de înscrieri. Una era să văd 250 de înscrieri în primul an și alta e să văd peste 1000 de filme înscrise. 250 și asta înseamnă... Mi se pare exercițiu. Lucrez cu o echipă de preselecție, lecție 1, 2. Există secțiuni pe care cum să spun, nu mă mai erijez în Filtru. buda tot cunoscătoare că eu mă pricep la filmul maghiar. Sigur, am cunoștință în filmul maghiar, dar. Am o secțiune relativ care se cheamă Ziua Maghiară și mi se pare logic, normal să o comisionez, cum se spune, unui om care vede mai mult film maghiar decât mine, care cunoaște realitățile cinematografiei mai bine decât mine. Într-o perioadă mergeam acolo anual și, da, aveam o legătură mult mai directă. N-am mai putut să mai merg, de care există foarte multe secțiuni în festival, locuri, documentarele, iarăși, sigur, îmi place să văd documentare, dar și documentare, se fac foarte multe. Tot ce vine pe documentar are un curator special. Uh -huh. Uneori văd filmele alea de curiozitate, dar nu mai am cum să le mai văd pe sigur, toate. Sigur, sigur. Cel mai important este să găsești o echipă omogenă și de fapt ăsta e pariul meu. Lucrez cu foarte mulți oameni, am lansat oricum foarte mulți oameni care au fost tineri, au început unii de la vânzări de bilete sau de la departamentul de, bă, știu eu, lipit afișe sau mai știu eu ce, care acum sunt oameni din echipa mea de programare. Pentru că dacă omul a venit ca voluntar să lucreze E clar că voluntar iubești. să facă da. un lucru, încerc să țin pas să urmăresc să văd care dintre ei vin, pentru că e cool să fii voluntar. Mm -hmm. că și asta, e cool să fii voluntar într-un uh, și dă bine la CV, bă dar unii vin chiar pe bune, adică unii oameni chiar <coughs> între știu au lipit 5 afișe și aranjat 2000 de scaune în Piața Unirii, 5, 10, mai mai bagă și uh, capul la un film și apoi dacă mă văd acolo, într-un colț la casa TIF, uh, vin lângă mine și vor și ei să-și spună, și mi-aduce aminte, știi, de anii 90, când eram și eu în Pricăji care mergea la Cinematecă și căutam și eu o ocazie așa, să mă bag în vorbă cu leu Șerban, și cu Magda Mihailescu, să vin și eu să spun cum mi s-a părut mie filmul ăla, deși știi că te gândești nu interesează pe ăștia, vine unul, <laughs> uh, da. știi, dar... Și s-a întâmplat lucrul ăsta și se întâmplă în continuare. Da, deci nu văd toate filmele din festival. Dar alea pe care le vezi... Tot, dar crezi, alea pe care le că văd, că -ai, ai sigur, ți-ai... Ți da, normal, normal, adică... Cam pe la ce minut îți dai seama, după câte minute îl miroși? Noi, eu am teoria asta, adică la mine, inclusiv... La mine primele cinci minute sunt cruciale într-un film. Adică am, cred că am dezvoltat... Uh, am dezvoltat uh, tehnica asta și, nu e o tehnică, nimic nu e tehnic, dar uh, îmi dau seama după primele 5 minute dacă filmul ăla o să fie merită să îmi petrec timpul cu el sau nu. Mișto. Știi? Mișto. Dar, chiar spunând lucrul ăsta, știi, mi se pare că Na, gândește-te cum ar, dacă tu ai fi un regizor și mai auzi pe mine că eu am văzut doar ci primele cinci din filmul tău, adică ai spune, mamă, și ăsta neprofesionist, fi la dracu, n-are timp să se uite la filmul meu, eu am lucrat -am nu făcut, și am făcut și am văzut doar cinci minute, dar nu, cinci și... deja un feeling, ai o Da, am un feeling, o intuiție, dar, asigur, dacă vrei. există filme, tocmai pentru că sunt filme care, sunt multe filme care încep prost, sau sunt multe filme care nu -ți dau totul, sau nu-ți dau cheia, sau, Suficie mă rog, magnet în primele cinci. Sunt multe filme care se răstoarnă, minute. sau care se calibrează just și capătă valoare în... Foarte puține sunt alea. Pentru că toată lumea știe că e un risc. Adică lumea știe că e un risc dacă tu nu... Și nu zic aici să încep cu un Zbank că nu despre asta ai vorba. Mă, e o chestie acolo, știi? În primele 5-10 minute. Uneori aș putea să spun și în primul minut. E drept că pe undeva procentul la mic, foarte mic, de 2% de filme care se la pe la mijloc, pe la final, care capătă, știu eu, viață, valoare, însemnătatea etică, din cauza acelui procent, de multe ori, petrec mult cu timp, cu filme despre care știu că n-ar merita și nu regret. Adică mi se întâmplă să văd filme proaste până la sfârșit. De... Și care nu ajung în festival. Dar cred că tu, ca un selecționer de, de cinema, trebuie să vezi și filme proaste, nu doar filme bune. Că deci, trebuie să vezi filme proaste ca să știi ce înseamnă un film bun. Trebuie să vezi din când în când niște filme proaste ca să știi care, sunt da, alea bune. bună. Pentru că reperele se modifică. Foare... Și există o anumită. Și mi se întâmplă, știi, uneori să. Am, am, nu că am brevetat, dar cumva am ridicat conceptul ăsta de plăcere vinovată la TIF. În fiecare an există o plăcere vinovată la TIF. Adică genul de film. Și lumea place știe. Concept. Lumea știe că nu va fi un film neapărat bun. Sau un film da. care să fie la același nivel cu celelalte, dar știu că nu vor regreta cele două ore pe care le-au petrecut cu filmul ăla. Pentru că este crazy, over the top, kitsch, nebun, bă, dar este ceva acolo, știi? Da, 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 da. Nu e un film la val de valoare celorlalte, dar... Bă... Atinge ceva în tine, știi? Și de cele mai multe ori atinge o chestie subiectivă. Atinge bucățica aia din tine care uneori poate să fie foarte vulgară sau foarte nesimțită sau foarte întunecată. Cam toate sentimentele alea pe care noi încercăm să le camuflăm, știi, în goana asta de a ne compune niște personalități foarte morale, foarte integre, foarte pure. Nu suntem așa. Adică există lucruri care mai activează și lucruri neplăcute în noi. Și îmi sim. place să le scot uneori la vedere. Adică se pare sim. un exercițiu de onestitate um, Valid. Sigur că da, sigur. Te-ai gândit vreodată că prin tot ceea ce ai făcut în ăștia 20 de ani din TIF, ți-ai pus practic amprenta asupra educației unui public, educației cinematografice? Bă, n-am cum, Andy, n-am cum să nu mă gândesc că lucrurile au stat așa, dar pe de altă parte, uh, na, nici nu vreau să mă erijez într -un, în un mare educator sau mai știu eu ce, pentru că, de fapt, tiful uh, nu este gândit... Tiful e un festival de public și tiful e un festival care educă, da, dar nu o face la modul manifest. Adică, tiful te învață, te educă fără să aibă pretenția că o face, știi? Cumva pe închis gălușca pe, pe nemestecate. Cam asta e. Adică, înveți întreagă lucrurile, pentru că orice chestie manifestă în orice mie miroase a a propagandă, nu vreau să, știu eu, să anulez sau să diminuez importanța unor festivaluri care își propun lucrul ăsta da, de la, 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 la bun început. că e drepturile omului, că valorile planetei, că e ecologie, sigur, că mai sigur. știu eu ce. Numai că în momentul în care un festival sau arta se erijează în a promova o anumită o cauză, mie mi se pare că arta undeva pică pe locul 2. Pe când într-un festival de film, mi se pare că arta trebuie să primeze și dacă omul mai trage o lecție de viață, de ecologie, de societate, de toleranță, de ce vrei tu, alea sunt lucrurile pe care, da, eu le trec la ceea ce tu numești educație și mi se pare că tiful și de asta este și mișto pentru că nu bagi oamenilor degetele în ochi. Adică o faci, nu facem ore de... Uh... Educație nici sexuală, deși sunt multe filme cu și despre sex lativ, dar noi nu facem educație sexuală cum e acum toată controversa asta în sistemul uh, de, învățământ. de învățământ dacă să introducem sau nu. Da. Nici nu să comentez uh, uh, lucrul ăsta, pentru că mi se pare că este gonflat cu pompa. Dar dacă există, există filme cu și despre sex lativ există nu pentru că ar fi cu și despre sex, ci pentru că sunt filme. Da. Că au sex sau că despre sex, că activează în ele puseuri liberaliste sau puseuri, știu eu, conservatoare. conservatoare, asta e altă poveste. Fiecare se raportează la ele cum dorește și învață ceva sau nu din povestea aia. Nu uitați să vă abonați la BT Talks, pe Apple Podcast, pe Google Podcast sau Spotify, pentru că urmează inevitabil și alte episoade de aici de la TV, cel puțin la fel de interesante. Mihai, cam asta a fost pentru azi. Îți mulțumesc din suflet. Super! Sper să ne revedem și în alte, în alte locuri, nu neapărat în Piața Unirii. Poate, poate și într-un studio. Bă, bă, e, e loc mult de discuție de aici încolo. Aaaa. Să zicem că ăsta a fost, ca să folosim o frază din... Din film, nu? The Beginning of a Beautiful Friendship. Cam așa ceva. A fost. Da. Din ce film? Ia asta vă. Ia asta vă, dacă știi. Și acum o să vă... A, păi nu știu, stai că mi-aduc aminte. E evident. din ăla cu Sam. Mai cânt o Sam. Asta a fost. Mulțumim frumos și avioanelor care nu ne-au bruiat astăzi prea tare. Hmm. Da. Nu le-ai simțit, da? Nu. No. Au trecut vreo două. Le mai simt seara în momentul în care trec așa peste proiecția din, din Piața Unirii, dar am ajuns să le integrez în peisaj. Da. Foarte drăguț aici. Foarte frumos. Păi, ce să zic, să ne vedem cu bine cam, cam când ai vrea să ne dăm așa un uh, timp de reîntâlnire aici la TIF, ca să fie și așa o miză frumoasă. Peste cam câți ani? Păi zic pe la 25 de ani. Știi că uh, anul ăsta, 20 ăsta e foarte uh, derutant pentru că Tiful nu face 20 de ani anul ăsta, Tiful face da. 20 de ani la anul. Anul ăsta sunt 20 de ediții edi edi de tif. E o scuză, de fapt, pentru noi ca să petrecuim și la anul, știi? Și să petrecuim și anul ăsta. Se pare că anul ăsta, poate că n-am fi avut motive să petrecem, din ca, pentru că matematica, pentru că n-am făcut 20 de ani, dar mi se pare că după un an și jumătate de Așteptai. pandemie și de cenușiu și de depresie, și de anormal, Meritam cred că pică. toată lumea și lucrul ăsta se vede. Da. Lucrul ăsta se vede anul ăsta pentru că poftă mai mare din partea publicului de a vedea film, de a discuta despre film, adică îi văd cum sunt la proiecții și îi văd cum sunt imediat după proiecții. Nu mai este atmosfera de anul trecut în care oamenii veneau cu teamă și plecau plecau ca țâșniți din pușcă. Și practic nu exista niciun dialog. Dialogul ăla despre care spuneam la început, știi, că îmi place că există la TIF, știi? Și mi se pare că dialogul ăsta s-a întors și, da, că oamenii meritau, de fapt, această sărbătoare cumva falsă, da, de 19 ani, dar de 20 de ediții. Dar cred că cel mai bine ne... și cum e? Vorbeam cu Puiu, care... Cu Cristi Puiu, care a făcut Marfa și Bani, mă rog, filmul ăsta far și pe care l-am arătat și noi la prima ediție și l-am arătat și la aniversarea de 10 ani la TIF și a fost așa o proiecție genială pentru că Puiu se întreba cine naiba o să mai vină să mai vadă marfa și banii. Marfa și banii e un film care aparține începutului anilor 2000. Cine naiba vine să mai vadă filmul ăsta? Și am avut o sală arhiplină și o reacție extraordinară. Și Puiu, mă rog, cumva inerțial m-a sunat o ană și mi-a zis, facem și proiecția de 20 de ediții și am zis, bă, Puiu, hai să nu facem. Zic că se creează deja așa o rutină, adică facem așa o serbare de asta pioneresc odată la 10 ani, hai să lăsăm să treacă nițel mai mult, hai să testăm uh, relevanța filmului pe o perioadă, o perioadă mai, mai lungă, lungă. Și ne agățăm de povestea asta cu 25 de ani. Că e un reper bun. 25 sună bine, de da. An. Păi atunci așa rămâne stabilit. Dacă mai trăim. Hai mă. E. Hai mă că suntem tineri, totuși. <laughs> <laughs> deci pe 2002. Ne vedem în, la TIV 25. Cam așa, da. te bune. Mersi frumos încă o dată. și eu de invitație.